urmăriți canalul meu de YouTube, vă mulțumesc pentru subscribe și așa mai departe. Vedeți acolo toate filmulețele, toate clipurile cu mine. O să oprești asta, te rog, că mă deranjează. Dar ce-i, draga mea, ești nervoasă? Ce, te așteptai să-l găsești pe Tudor aici? E, uite că nu e, sunt eu, Satana! Doamne, visez la ziua în care nu o să mai văd. Da? Da. S-ar putea să vină ziua aia, dar să știi că nu cred că o să fie chiar așa cum ți imaginezi tu. Încerci să-mi spui ceva? Ție nu. Dar cu Tudor o să am o discuție serioasă. Cu Tudor, a? Și ce o să-i zici? O să-i zici că nu mai am nimic la picior? Da, da, sub o altă formă. Adică o să-i spun că nu mai ai nimic la picior, că ești o curvă, o hoață. Nu știu, găsesc, eu inventez eu multe. Păi mai inventează, mai inventează. Mm. Știi ce, Robi? Eu cred că te cam lauzi. Degeaba. Dacă mă uit bine la tine, știi ce mi inspiri? Curvă penală. Așa o să înceapă discuția mea cu Tudor. Curva penală de Mirela. Subscribe și așa mai departe. Și ești, mă, așa nervos că n-am întârziat chiar atât de mult. Crezi că de asta sunt eu nervos, mă? Recunosc că am băut și eu până la 7 dimineața. Sunt puțin obosit. Crede-mă, nu mă interesează. Și atunci ce vrei? Vrei detalii? Cum am tras-o pe aia seara? Bă, de ce îi luam? Ce? Banii. Ce bani? Bă, pe tine chiar nu te interesează dacă-s banii mei sau alu tata. I-ai găsit, i-ai luat. Te-ai dus cu ei la jocul de noroc. Sau mai rău, că ești și prost. E de la curve. Hai să-ți fac o mică paranteză. Eu nu dau bani la femei. Bravo. Sunt șmecher, ai înțeles? Mm-hmm. Și de data asta n-am luat niciun ban. Nu? Nu. Și atunci unde sunt? Păi, nu știu, întreabă pe scârț, scârț. Nu, 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 eu te întreb pe tine. Andrei cu vagabondă, acum am prins. Păi îți spun eu, de data asta n-am luat niciun ban. Mirela vrea să ne certăm. De ce? Ca să nu crezi o iotă când o să spun că ea nu mai are nicio problemă cu piciorul. Ce? Ce vrei? Te-am venit să-mi verific și eu concurența. De ce? Deschizi vreun coafor pe aici, în zonă? Nu mai e prietenoane. Da. Ia zi, scopul și durata vizitei cu metri. Cu metri, uite, am venit să văd și eu pe Mota. Îl bat, că nu mai... Băi, Robi, te rog eu frumos. Te rog eu frumos să-l lași în pace. Așa, Tudori, că țineți maimuță. Băi, știi, nu rezolvi nimic cu violența, frate. Crede-mă frumos. Frate, m-a făcut maimuță. Maimuță. Ce face mama, mă? E bine? Vă mulțumesc pentru subscribe și așa mai departe. Hai, ce-i pățit? Ce? Ce? Treabă-i spirit. Hai să vezi, mergi greu acum. Bună, Ana. Ce s-a întâmplat? Nu știu, întreabă-l pe Mihai. Păi, dar te întreb pe tine, ce-ai făcut? Nimic. Cum adică nimic? Dacă-ți mai prind prietenul pe aici, îi rup picioarele. Bă, tu poți să faci cu mine pe durul, pe derbedeul, cum vrei tu, dar să știi că eu știu că nu e așa. Ce știi tu, Ana? Știu că nu ești ceea ce vrei să pari. Nu? E, cazierul meu te-ar contrazice. Nu, vrei să mă sperii. Nu, nu vreau să te sperii, dar nu știi nimic. Măi, că nu știu. Știu că ai grijă de sora ta. Știu că ți-i la Luca și pe mine m-ai ajutat mai mult decât îți pot închipui. E, speram să-mi iasă și mie ceva. Nu e adevărat. Ana, cât ești de naivă. Eu am o prietenă. La ce crezi tu că mi-ai mai trebuit mie încă una?
Șeful, gata pauza? Yes, când termini închis tu, da? Da, să trăiți. Da. Ce înseamnă să fii patron? Victorie! Ce te hlizești așa ca proasta? Că nu se mai râzi mult, îți spun eu. Poate ar trebui eu să spun asta despre tine. Știi că Tudor încă n-a uitat că sunt bani care lipsesc din safe. Da? N-a uitat? Banii care ai zis că i-am luat eu și de fapt... Deschide ușa! Deschide ușa! Deschide ușa, că te calc în picioare! Deschide, dracu! Deschide ușa, că te calc în picioare! Fii atentă, ce spun, că nu mai scap de mine! Dacă nu te bate, te omor, Freia, dracu să fii! Îți rup ambele picioare, Freia! Deschide ușa! Deschide, Freia, dracu să fii ușa! Mă, tu cu cine te joci? Cu mine te joci tu? Știi că stau aici după tine până aici? Te calc pe cap! Vă spar fața aia! Nu te mai spor, gata! Hai să te văd când ești de aici. Hai că nu pleci. Vă mulțumesc pentru subscribe și așa mai departe. Ai speriat? A? Hai că eu nu mă grăbesc. Ce-am obosit. Ți-e sete? Ți-e foame? Te plictisești? Mă, dar lasă-mă-n pace! Dar de ce să te las? Că mă interesează ce faci. Nu poți să te las. Ai și tu muzică? Te interesează? Îți pasă de mine? Da, îmi pasă foarte mult. Vreau să te văd cum te chinui îngrozitor. Asta e singura mea plăcere. Zi, nu vrei o gură de suc? Auzi, am eu senzația sau tu te piși pe tine? Rău. Taci. Așa, stai așa. Mireluș, ochi de pluș. Iară. Piște că vine trenul, piște că vine trenul, piște că vine trenul, piște că vine trenul. Poți să te piși mașină, că nu mă deranjează. Piște că vine trenul, piște că vine trenul. Haide, haide, ia uza. Urmăriți canalul meu de YouTube, vă mulțumesc pentru subscribe și așa mai departe. Vedeți acolo toate filmulețele, toate clipurile cu mine.